La 3 ani de guvernare Ponta, senatorul liberal de Dolj, Mario Ovidiu Oprea, nu a avut niciun cuvânt de laudă la adresa guvernului PSD. Dacă la începutul mandatului de premier, spune Oprea, Ponta anunța că are cel mai cinstit guvern, nu s-a dovedit deloc așa. De-a lungul celor 3 ani, numai puțin de 14 miniștri au fost descoperiți că aveau probleme cu legea. 14 miniștri au probleme cu legea și au pierdut mandatul, sau au fost condamnați deja, sau sunt trimiși în judecată, sau sunt urmăriți penal pentru fapte precum luare de mită, abuzuri, fraude electorale, incompatibilitate sau plagiat. PSD a reușit performanța de a avea din rândurile sale un membru al Curții Constituționale, care, un judecător, care a fost reținut și ulterior arestat pentru fapte de corupție. Oprea spune că în cei 3 ani de guvernare au fost emise numai puțin de 297 de ordonanțe de urgență, deși în 2012 Ponta a promis că nu va aplica această practică de legiferare. Mai departe, a emis acea ordonanță, mega ordonanță, care includea 26 de ordonanțe. Este ordonanța numărul 2 pe 2015 și include 26 de ordonanțe din domenii care nu au nicio legătură între ele. Pleacă de la lumea sportului, a culturii și ajunge până la activitatea companiilor de stat. Senatorul liberal nu a uitat nici de ordonanța plagiatului pe care Victor Ponta a emis-o pentru el. Ordonanța de urgență va permite celor care dețin titluri academice sau științifice să renunțe la acestea în baza unei simple cereri adresate Ministerului Educației.